Iarna pe uliță. Bună dimineața, dragii mei. Bună dimineața într-o zi de cât de miercuri. Suntem totuși în țara regionalismului. Sunt într-o zi din miercuri. 9 ianuarie, evident, 2019. Foarte important. 9 ianuarie 2019. Astăzi și o zi răcoroasă de dimineață, o zi geroasă. Nu la fel ca cea de ieri, evident, pentru că ieri a fost ger adevărat. Astăzi un pic s-a mai domolit, dar tot frig. Tot frig răcoros și mai și fulguiește așa, adică nici nu poți să spui că ninge. Așa o fulguială, așa, că de pe aici pe acolo câte un, câte un fulg de nea. Cel puțin în Suceava, zona metropolitană. Se pare că în zona montană nu. Sunt zone în care așa de dimineață șansele de fulguială sunt undeva în jur de 60%, ceea ce deja spune ceva. Nu vorbim și de cantitativ, pentru că habar n-am cât e. Dar cert e că e un pic de fulguială, se circulă în continuare în condiții de iarnă, așa că aveți de grijă, dragii mei, nu vă hazardați. Dacă vorbim de conducători auto, evident și de pietoni în aceeași măsură, aveți de grijă, pentru că e bine să începem nou an, suntem totuși pe nouă, să începem bine așa, optimist și întregi, relativ. Nu vorbim de bostan, că și nu faceți referire la mine. Ok, spuneam de dimineață e răcoare și o răcoare care se simte. Spre exemplu, similitudine, o să spuneți, bă frate, ca blondele, știți, bă, deci similitudine unde? Păi uite, dacă e să iau așa temperaturi de minus 8 grade, mai peste tot. Și am să încep așa, atipic, la Câmpul Lung Moldovenesc, de dimineață, minus 8 grade. E, să vezi că la Suceava, tot minus 8 grade. Incredibil, ne? Mergi la Târgu Neamț, tot 8 grade cu minus. Dacă mergi la Fălticeni, aceeași poveste, totuși undeva în jur de minus 8 grade. Bă, dacă mergi la Pașcani, e aceeași poveste, undeva cu minus 8 grade. Dar avem și temperaturi de minus 10 grade de dimineață. Și unghi așa, o, știi? Un parteneriat de asta, un fel de catre muschetier, știi, letro muschetier, care de fapt erau catre, știi? Dacă îl punem și pe D'Artagnan la socoteală. Adică, dacă vorbim de rădăuți, spre exemplu, dacă vorbim de gura humorului, dacă vorbim de de botoșani, lucrurile sunt cumva undeva, sau și gura humorului, cum spuneam, rădăuți, gura humorului, botoșaniu, sunt undeva în jur de minus 10 grade. E relativ, relativ rece și rece binișor chiar. De dimineață minus 11 grade undeva pe la Vatra Dornei. Adică se simte, cum spuneam, e un ger bunuț de dimineață. Se mai încălzește parcursul zilei. Nu știu dacă semnificativ încălzit așa, adică s-a de făcut plajă. Dar oricum e altceva, pentru că vom avea temperaturi. Par exemplu, așa că să zic că vom avea temperaturi undeva în jur de minus 3, minus 4 grade și la Suceava, și la Rădăuți, și la Folteșeni, și la Botșeni, și la Pașcani, și la Târgu Neamț, evident, la Gura Humorului, undeva în jur de 4 grade. Cu cât urcăm un picus la munte, se mai complică un picus pe la minus 5-6 grade temperatura zilei de astăzi, că vorbim de Câmpul Lung Moldovenesc sau de Vatra Dornei pe noapte, la noapte, iarăși se lasă cu un picuț de ger, nu foarte ger, doar în zona montană Câmpul Lung Vatra Dornei undeva în jur de minus 11, poate minus 12 grade, în celelalte zone, așa undeva, așteptările se merg undeva pe la minus 8 grade, ca să vorbim generic. Dacă ar fi să vorbesc despre zăpadă, probabil fulguieli în prima parte a zilei, undeva până prin ora 8 sunt zone sau sunt câteva zone, exceptându-le pe cele montane, când s-ar putea să avem și ceva fulguieli. Deja le avem, vă spuneam, de dimineață, foarte firave, dar sunt. Dar, cum spuneam, nu o să țină mult, 7, poate 8, după care s-ar putea să apară soarele. Va fi un pic, știți că la apariția soarelui gerul se amplifică un pic, va fi un pic de temperatură negativă care se va resimți foarte bine, dacă mi este permisă expresia, de către noi toți. E posibil să apară și ceva norișor, dar nu precipitații. Șansele de precipitații în zona montană sunt foarte reduse, undeva în jur de 20%, ceea ce ne spune că s-ar putea să nu avem precipitații. E posibil însă ca mâine să fie o zi cu precipitații, pentru că, generic discutând, dacă ne uităm la procente, procentele spun că există șanse de precipitații care se situează undeva procentual pe la 60-70%, ceea ce spune deja foarte mult. E doar pentru ziua de mâine, pentru că în rest, după, se
vremea își revine. Există un puseu așa, adică un vârf al temperaturilor negative, oarecum începând de astăzi până spre weekend, un vârf pe miercuri undeva, acolo probabil că în zona de șes și de al vom avea pe miercuri, pardon, mă scuzați, pe vineri, decât m-a luat cu miercurea, știi? Pe vineri noapte, pe undeva, când temperaturile negative vor fi undeva pe la minus 12 grade, dacă vorbim de zona de șes și de deal, în zona submontană și în cea montană, undeva în jur de 13-14 grade cu minus. După care, de sâmbătă, lucrurile se mai așează. În zona de șes și de deal, sâmbătă, duminică, arată a fi ziua temperaturi pozitive, spuneam în zona de șes și deal, iar noaptea temperaturile sunt cu minus, dar nu foarte scăzute. Temperaturile așa care merg undeva în jur de 3-4 grade maxim, evident cu minus și nu cu plus. Zona montană rămâne și ziua și noaptea un pic cu temperaturi negative, dar nu foarte mari. Spuneam cel puțin prognoza pentru weekend. Adică vom avea un weekend mai călduros, spuneam la șes și la deal, vom avea temperaturi oarecum pozitive, adică în jur de 1 grad cu plus. Ceea ce ziua, evident, ceea ce spune foarte mult. Vremea, oarecum, este o vreme de iarnă și trebuie să ne adaptăm, pentru că totuși este vorba de 9 ianuarie, o vreme absolut normală pentru această perioadă. La noi e bine. La noi e bine, dragii mei. E bine pentru că ne descurcăm relativ bine cu vremea. Cu vremurile nu mai povestim, că povestim de ele îndată. Dar sunt zone în Europa peste care a dat iarna. Peste care a dat iarna și a dat binișor. Spre exemplu, în Austria, dacă ar fi să dau crezare informațiilor pe care le am eu, bă, și am aici, fii atent aici. Informație care vorbește despre Austria. Austria, spune, se află sub cod roșu de ninsori, în Grecia sunt furtuni. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care doresc să călătorească, și asta o facem și noi pentru a fi aproape de dumneavoastră și să știți ce vă poate aștepta, sau să tranziteze Austria cu privire la emiterea de către autoritățile locale a unui cod roșu de ninsori și cod galben de vânt pentru perioada 8-11 ianuarie, evident, 2019. În perioada menționată vor fi ninsori masive cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, inclusiv pericol crescut de avalanșă, în special în landurile Tirol, Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberösterreich și Steiermark. Pot exista, bineînțeles, și blocaje în trafic sau drumuri închise. Dar acolo, hai să zicem că poate, vorbim de Austria, vorbim de schi, vorbim de noi că mergem acolo să ne dăm cu schiurile, cu toate că, atenție, avem și noi pârtile noastre. Hai să mai lăsăm pe austrieci să-și rezolve problema lor și să încercăm cu pârtile noastre. Avem una din cele mai frumoase pârtii din țară și decât din Europa. Acum am deschis-o la Câmpul Moldovenesc, 2850 de metri. Ca să ne înțelegem despre ce vorbim. Avem telegondole, o să și funcționează, da? Că sunt în Suceava și fac ce vreau cu limba română. Și nu e la număr puțin, e 33. Avem și ceva parcări, se poate și mai bine, dar ne străduim să facem ceva așa acolo. Așa că hai să o mai lăsăm cu Austria și să ne întoarcem în Suceava sau să rămânem în Suceava și să-i mai reținem și pe cei pe prietenii noștri din Botoșani, din Iași și de pânprejur care vor să schieze și găsesc un domeniu schiabil foarte bun aici în Suceava. Tocmai spuneam cireașa după tort, adică pârtea după Rarău, de la Izvorul Alb, Câmpul Moldovenesc a fost dată spre exploatare. Mai vorbim de Gura Humorului sau de Vatra Dornei. Așa că, da? Bă, nu mereți în Austria dacă mereți la schi, că-i vânt acum în soare, e cod roșu, da? Deci lăsați o baltă, rămâneți la noi și fiți patrioți, măcar atât, un pic. Uite aici, de asemenea, că cetățenii români au o problemă și în Grecia, dacă vrei să mergi. Uite aici, Grecia este o iarnă grea. Miercuri vor fi, adică astăzi, în ninsori, furtuni și rafale puternice de vânt. Ministerul recomandă celor care vor să se deplaseze cu feribotul să contacteze în prealabil firmele de transport naval. Băi, deci dacă te-a... În Grecia auzise la un moment dat că... Valurile erau undeva în jur de 10 metri. Îți dai seama ce înseamnă să mergi cu feribotul, cu val, cam așa mergi, știi?
Deci toate rugăciunile, începând de la cățeluș cu porucreț, Doamne, știi? Deci toate pe care le știi, știi, și mergând până la cea supremă cu Tatăl nostru, le reiei și le spui în gând cu glas tare, le racnești, le iar iei în gând, deci până când treci cu Doamne ajută, dacă cumva te-ai cățărat pe feribot, n-ai avut ce face. De aia spun cei de acolo, rafale puternice de vânt pentru data de 9 ianuarie, ninsori și furtuni, adică pentru ziua de astăzi. Zonele afectate de vreme nefavorabile sunt Epir, vestul Peloponezului, insule Ionice, Tracia, vestul Greciei Centrale. Românii care se confruntă cu o situație cu caracter au la dispoziție un telefon de urgență al ambasadei României în Republica Elena. Dragii mei, ca să concluzez, dacă aveți de făcut un drum sau ceva, sau vă pregătiți să faceți un drum, încercați să depășiți această perioadă, mai luați-vă o zi, două, ca să puteți merge, nu știu, către, sau să tranzitați Austria sau să mergeți în Austria, pentru că e posibil să fie probleme de trafic. Chiar dacă, poate, nu știu, nu neapărat trece autostrada până zona asta pe care mergeți dumneavoastră, dar e bine să vă informați înainte de a pleca la drum. Spun asta pentru că acum e perioada când cei care au fost acasă să-și viziteze familiile și să petreacă sărbătorile se întorc înapoi, în țările de adopție, cum să le spun, da? Acolo unde lucrează, unde câștigă venituri și, bineînțeles, întreține economia României. De asta aveți foarte mare grijă. Vremea e așa cum este. Vremurile. Despre ce să grăim? Politicie și ipocrizie sau ipocrizie și politicie. Băi, e foarte fain, așa înțelegi, să stai și să te pui la un moment dat la o masă și să începi să povestești, tu fiind făcând parte din arcul guvernamental, să încerci să pui întrebări legate de ce ar putea sau ce se întâmplă sau dacă se întâmplă sau dacă nu se întâmplă vis-a-vis de o o administrație județeană. Nu iei însă în calcul niciodată faptul că ar trebui să le ceri scuze oamenilor celor cu care te întâlnești sau pe care, nu știu, îi reprezinți sau pe celor pe care cărora le-ai înșelat așteptările și să le povestești despre păguboasa guvernare PSD-ALDE. Da, sunt oameni politici, n-am să dau nume pentru că poate așa printre picături o să vă dați seama despre cine este vorba. Vorbim de un lider al unui partid politic de guvernământ de aici, din Suceava, un lider municipal care pune întotdeauna întrebări legate de ce se întâmplă, cum se întâmplă, uitând că domnia sa ar trebui doar să dea răspunsuri vis-a-vis de ceea ce nu fac cei pe care îi reprezintă și care astăzi guvernează România. Mi-ar plăcea foarte tare și o să vă, îmi place să vorbesc despre Suceava și despre ce s-a întâmplat pozitiv în Suceava. Păi uite, hai să vorbim despre turism, despre afluxul de turiști și despre numărul de pasageri care au ajuns în anul de grație 2018 în aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Și să facem comparații. Dacă prin 2016, atunci când se termina, sau când se terminau, în vara lui 2016, când se termina păguboasa guvernare județeană a celor de la PSD, numărul de pasageri de pe aeroport era în jur de 46.000, vorbesc anual, și dacă e cineva, poate mă corectează, se spune, bă, n-ai dreptate cu cifra, aștept provincia. Deci, în jur de 40.000, hai să fim așa, hai să generalizăm așa un picut, știi? Să nu fim foarte exact. În jur de 40.000 sau peste 40.000 de oameni au folosit aeroportul Ștefan cel Mare și, evident, cursele de acolo. În anul 2018 am trecut de 350.000 de pasageri. Bă, creșterea asta de la 50 la 350, așa, matematică, așa un picuț, nu ajută matematica foarte tare, dar înseamnă decât de 7 ori.
Bă, de cât de 7 ori. Și nu, bă, deci, ca să ne înțelegem, da? De cât de 7 ori, în ce perioadă? Că o să ziceți, băi, Uriciuc, adică în ce perioadă e povestea asta? Bă, de cât în 2 ani de zile. Înțelegi? Bă, și asta spune foarte mult. Au apărut curse noi, avem destinații. Evident, evident, vor apărea și alte destinații. Alte curse, cu siguranță. De ce? Pentru că s-a mărit numărul de pasageri. Pentru că Suceava devine ușor, ușor o destinație. Pentru că Suceava e din ce în ce mai vizitată. Și pentru că aeroportul este din ce în ce mai... Iar bâzâiala de deasupra se simte foarte bine. Evident că operatorii o să găsească variantele pentru destinații noi. Că vorbim de Paris, că vorbim, nu știu, de Bruxelles, că vorbim de Barcelona sau de, eu știu, de care mai, de Dublin sau așa mai departe. Toate lucrurile astea, până la urmă, se vor concretiza. Dar toate astea se fac step by step. Absolut se fac step by step. E ușor a scrie versuri, spunea cineva la un moment dat, era așa o chestie din popor, așa, când o ai nimic a spune. Bă, dacă tot vrei să spui ceva legat de aeroport, spre exemplu, spune ce nu s-a făcut între 2012 și 2016. Și am rămas undeva la coada clasamentului. Și dacă s-a întâmplat ca cei de la Iași și de la, și de la Bacău să ne-o ia înainte, vorbesc de aeroporturi, a fost doar pentru că în perioada 2012-2016 am avut o guvernare locală, dacă vreți, la nivel de Consiliu Județean, mai mult decât păguboasă, e vorba de cel al cărui nume nu-l pronunțăm în această emisiune, și care evident a făcut ca aeroportul să fie dat în folosință sau în exploatare foarte târziu, cu întârziere de vreo 2 ani sau peste 2 ani de zile. Și asta spune foarte mult. Poate așa ar trebui să gestionăm. Bă, și dacă vorbim de drumuri, bă, așteptăm foarte tare, așteptăm guvernul să vină să ne spună, bă, simplu și eficient, bă, băieți, o să aveți autostrăzi. Bă, dar să ne mintă la modul, cum să spun, nu la anul și la mulți ani. Bă, să ne dau o dată din aia pe care foarte mulți dintre noi, știi, nu o să o putem prinde. Bă, să ne spună, bă, o să aveți o autostradă a Nordului în anul 2100. Asta e, frate. Bă, cine o ajunge atunci cu Doamne ajută, o să meargă pe autostradă. Că... clar, noi nu o mai prindem, da? Sau, mă rog, mulți dintre noi. Bă, dar nu la modul ăsta. E ceva de genul, băi, lasă-i pe aia de la Național, că ea oricum nu face nimic, știi? Și hai să vorbim de noi. Uite, spre exemplu, că tot am tras un an de zile semnal de alarmă. Bă, așteptam și o zonă superbă. O zonă superbă, merită pusă în valoare. Despre asta discutăm. Despre oameni pe care trebuie să-i aducem aici, da? Bă, băi, frate, avem drumul ăsta, DN18, cred că se numește, nu? DN18, asta care merge pe la Cârlibaba, pe la Prislop, nu? Ăla-i, nu? DN18, nu? Așa. Păi, bă, l-avem pe ăsta, l-a făcut ceașcă. Bă, l-a cioplit ăla în munte, cu hei rup, cu alea, înțelegi, cu lopata, cu hârlețul, cu târnăcopul și așa mai departe. Bă, l-au făcut ăia. Bă, pe două benzi, cum l-au făcut, era utilizabil. Bă, pe vremuri... cred, sper să nu greșesc, bă, în ultima duminică din august, cred, nu? Mergeai pe Prislop acolo sus, adică mergeai acolo, că acolo era o mare sărbătoare, bă, se întâlneau băia de la Borșenii cu bucovinenii, cu așa mai departe, bă, era o mare sărbătoare, înțelegi? Bă, dar mergeai acolo pentru că aveai pe unde merge. Bă, acum ăștia nu reușesc să asfalteze. Bă, guvernul ăsta condus de Veorica, înainte de cât de Tudose, de Pont, așa mai departe, bă, n-au reușit să asfalteze drumul, înțelegi ce spun? Bă, nu să-l mărească. Să nu-ți închipui că au făcut acolo pe drum parcări cu stații pe cu. Nu, bă, frate, adică trebuiau, au luat niște asfalt, de fapt el era oricum luat și că acolo erau niște găuri, erau prăpăsti, știi? L-am mai decapat pe aici, pe acolo, l-am mai... Bă, și trebuiau să toarne asfalt deasupra ca să poți face legătura. N-au reușit să facă chestia asta. Bă, dar n-am auzit niciun lider de aici, din băieții ăștia care conduc fie orice fel de organizații și cărora le place să iasă la televizor, bă, să-i întrebe pai lui, înțelegi? Bă, dar de ce n-avem, mă, legătura asta foarte bună pe aici, mă, guvernanții mei? Bă, prietenii mei din Guvernul României, bă, de ce n-avem, mă, și noi așa ceva cu care să putem să tranzităm Suceava și să mergem foarte repede către vest? Nimeni. Niente. Vorbim de turism. Păi în perioada asta turismul, deci pe ce să-ți povestesc? Păi hai să-ți dau statistică așa, să vezi că am depășit tot ce însemna previziuni și statistici. Bă, tot.
lumea vine către Suceava. În păcate, spuneam, cei de la București, băieții ăștia la PSD și alte, n-au făcut căi de acces. Bă, nu ne-au făcut drumuri, înțelegi? Că mergi pe 17, că mergi pe DN-uri, da? Pe 18, bă, că mergi pe europeanul ăsta pe 85, bă, fie el modernizat de la român încolo, bă, e vai de mama ta și de mașini și așa mai departe, înțelegi? Că și era o poveste de genul, bă, zice, de ce mergem așa des la ITP-ul? Bă, din cauza drumurilor, bă, de-aia mergem așa des la ITP-ul. Că se rupe mașina în două, știi ce spun? Bă, frate, deci nu i-auzi pe ăștia că vor face ceva pentru noi. Nu, dar noi ne chinim așa cum putem, facem și promovăm, bă, și pensiunile și turismul, emulația creată aici a fost una extraordinară. Pensiunile pline, bă, peste tot. Și era o statistică vis-a-vis de destinațiile preferate. Bă, vorbim de Gura Omorului, vorbim de Sucevița, vorbim de Câmpul Umbul Domnului și de Vatra Dorne. Bă, deja destinații. Am ajuns destinații, înțelegi? Păi la capitolul ieri vă spuneam, și v-am spus o gogomânie ieri, știi? Apropo de nouă gogomânie, am greșit doar o destinație. Știi? Apropo de mers, unde mergi și ce faci. Uite, ca să nu greșesc chiarăși, de data asta am să mă uit și am să încerc să fiu foarte, 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 foarte exact. Uite aici, hai că mă uit acum și deci, uite acum, da. Nu cred că nu. Da. Vă spuneam, suntem o destinație. Bă, și am depășit multe destinații, înțelegi, în privința adresabilității turistului. Păi unde fii atent aici? Spuneam ieri că suntem a treia destinație și asta după Valea Prahovei. Da? Ieri spuneam Brașov. Bă, deci spre încolo pe undeva, da? Băi, suntem a treia destinație și foarte important. Bă, foarte important. Înseamnă că în perioada asta tot ce a însemnat târguri de turism, promovare, am fost, ne-am promovat și așa mai. Băi, toate astea au creat premisa ca noi să putem deveni o destinație. Bă, și nu de aici de acolo. Suntem a treia destinație. A treia destinație la nivel, național. După Valea Prahovei, după litoral, urmează Bucovina. Bă, ați auzit bine? Nu-i Maramureș. Și eu spuneam, bă, nu-i... Deci nu. Deci nu Maramureș, frate. Bă, care și aia sunt o destinație. Nu aia, bă. Noi suntem a treia destinație. Aia sunt după noi. Nu Sibiul. Că la Sibiu s-a creat o întreagă emulație. Bă, nu Sibiu. Noi suntem a treia destinație. Înțelegi? Și asta după Valea Prahovei și după litoral. Bă, asta spune deja foarte mult despre ceea ce se întâmplă aici și că ne promovăm foarte bine și că tot ceea ce se întâmplă prin prisma Consiliului Județean se întâmplă foarte bine. Dar știi cum e povestea? Sunt niște băieți puși pe cârcoteală, știi, care vin și spun ceva de genul: a, cum e treaba, bă? E bine. A, dar de ce e bine, mă? Bă, hai mă să vedem de ce e bine, să încercăm să dăm noi cu toporul, să vedem noi de ce e bine. Se construiește la aeroport, în oglindă, un alt de luat pasageri, înțelegi? Prin care trec pasagerii. Bă, ca să-i dai formă, să-i dai... Deja de anul ăsta, aia va deveni o realitate. Pentru că devine o realitate pe băieții ăștia de la guvernare, deja îi deranjează, înțelegi ce spun? Pe băieții din PSD. E ceva de genul, bă, dar chiar o comiteți, chiar o faceți? Adică chiar o să facă chestia asta? Și după ce o să ai destinații, știi, o să ai și altele, că o să vină și Parisul, că o să vină și Barcelona, că o să vină și, spuneam, și Bruselul, o să vină ușor destinații, o să înceapă să ne spună ceva de genul, bă, dar stai un pic, mă! Bă, dar e puține destinații, mă! După ce o să fie buzăiala aproape insuportabilă pe deasupra, știi, o să zică, bine, mă, dar puteam să facem mai mult. Bă, de ce nu suntem și noi comparativ cu Heathrow? Un aeroport care merge, mă rog, care are curse către 207 destinații. De dimineață am auzit povestea asta. Adică de ce nu suntem noi Heathrow, la Ștefan cel Mare, o să zică băieții ăștia la guvernare, ăștia care reprezintă PSD-ul, știi, în teritoriu, de ce nu suntem noi Heathrow? Pentru că întotdeauna au să creeze ceva de genul ăsta. Știi? Asta înseamnă a disimula și a crea probleme unde nu sunt, știi? Și nu poți reuși să te bucuri atunci când se întâmplă ceva bun, pe care îl creezi tu administrație județeană, creezi acel bun, acel lucru bun, știi? Și nu ții cont de județ. Păi vă faceți aminte că, o spun numai pe asta, băieții de la Cluj, știi? Sunt de inspirație, evident. Băieții de la Cluj au zis că fac ei singuri un spital regional, bă, n-au nevoie. În sensul că, băi, facem noi diversuri, mergem noi la Bruxelles, luăm noi banii, frate, îl construim noi, îl facem, bă, n-avem nevoie de București, bă, n-avem nevoie de ajutorul vostru, avem nevoie de un singur lucru, bă, nu ne încurcați. Înțelegi?
Ce au zis băieții de la București? E ia ca flășc. Și asta încă pe englezește. Înțelegi? Sau pe franțuzește. A luat din Cona Chirița, știi? E te flășc. El de aici e te flășc, zic și eu, și asta încă pe românește. E ceva de genul. Ce vreți să faceți voi, mă? Spital. Pe ce vă voi faceți când vreți voi? O să începem noi spitalele regionale, spunea madame Pintea, de la Sănătate, de la ministria asta de acolo, cu salariul tocmai urcat la ceruri. Salariul, evident, adică foarte sus, da? Dar o să-l facem când vrea mușchii noștri și nu-i lăsăm pe el la Cluj să facă, că nu fac ei ce vor în țara asta. Bă, doar pe, știi? E pe principiu, bă, ce vrea să facă ăla, să facă un lucru bun. Nu-l face, bă, lucrul ăla bun. Nu-l face că nu vreau eu. Eu am acum treabă cu ce? Cu amnistie, cu grațiere. La fel cum noi acum avem treabă cu ce? Cu publicitate. Revenim.